nu sunt de plătești, dar a deschis cartea la această medie. Vă să nu luăm iarăși pe el de poveste. Și chiar dacă adaug, eu am avut o poezie care nu a fost publicată niciodată, vorbesc de perioada aia, care sună atât. Prin arborii de tisă bate un vânt sinistru. Un gustic, atât de nu m-a publicat pe nimeni de nicio carte. S-au prins. Continuă, deci, și să reșiți eu m-am gândit, în armată eu am învățat o poezie de Cezar Vallejo, un poet peruan care era în familia Paris, care era în anturajul artiștilor lui Picasso, și era o poezie tradusă de Dario Novoceanu, se numea O piatră neagră pe un albă. E un poem dramatic, impresionant. Și am spus acel poem, nu pot acum să le recit, dar spunându-l, oamenii aceia s-au uitat așa la mine și... Și au zis că era un nebun, n-are să cărtați. Nu, nu. Păi zice, a, nu știu că sunteți un om așa subțire. Cine a zis, omul cu oameni de piele? De oameni de piele? Iată, mi-a spus așa, aia cu oameni de piele, erau toți amatori de artă. Dar oameni, masă, chischi, bandac, aveau în casă tabulouri, stai liniștit, erau colecționari adevărate. Și le permitea banul ăla de 5.000 de lei. Și îmi zice, domnule, n-am zis că sunteți așa un om subțire. Eram subțire și cu semanul ăla greu și era și o iarnă grea atunci. Și zice, mergeți unde dormiți. Și am zis, domnule, eu mai pot să dau aici fără tine. Mă duc încădată la prietenul meu care studia pe calea Moșilor. De fapt, m-ați ridicat la de data asta. De data asta am fost dus cu... Despre. Și pe... Bineînțeles că nu l-am găsit pe prietenul ăsta acasă, m-am întors. Lucrurile sunt relatate într-un fel, în parte. Domnule, să spun ceva. Din povestea asta am tras două concluzii care par a fi paradoxale. În primul rând, și anume, sensibilitatea unor oameni aparent insensibil la artă, sensibilitatea lor la artă, care sunt așa, controlor, un lașu, care n-a avut bani și e dat în strân. Deci eu nu pot să-mi imaginez cheferistul anilor 70, care vibra în fața unor desene, și nu luam desene alea cu Tudor Vladimirescu, cu aia de 25 de lei era cu Tudor Vladimirescu. Desene cu Tudor Vladimirescu. Și doi, a mai tentat-o sensibilitatea omului cu haine de piele, care te-a pus să reciți, ai recitat-o impresionat, dus-te tu de noi, la moartea lui Nichita Stănescu. Și mi-a și spus să spun o poezie de Nichita Stănescu și mi se părea... De fapt, nu știu. Nu știu să-i povestesc un poem care de Nichita Stănescu este extraordinar. Și nu e ca nu puteam, nu? Nu știu. De pe nu știu niciun poem pe care mi-a explicat asta de mai multe. De pe care am bătut când era mic să înveți poeziile alea de pe tipul și mie, poate și bistie să mă duc așa în trezul meu fac brigadier. Iar să nu de sus, dar nu știu ce-am văzut. Socialismul spunea, construiesc pe țara mea. Și de atunci, eu nu am gândit și propriile mele poeziile acelea, cum mă fac de râs, la bețină, după ce n-ai la Sardana Pană, toți încep și recită din blaga, din ei. Iar eu nu știu din nimeni, decât capele de versuri. Nu știu nimic. Asta mi s-a întâmplat mie atunci, în anii 50. Dar... La poezie, câteodată se întâmplă și tot. Pot povesti, Nichita îi pot povesti unele poezii și o fac cu multă grație. De parcă le-aș rescrie. Și m-am întors acasă. M-am întors înapoi că nu am găsit pe prieten, dar m-am întors dacă... A te întors unde? Din nou la miliție, că ăsta nu era deja ora 12 noaptea, unde Dumnezeu să stau. Și am ajuns acolo și zice, știți, nu l-am găsit acasă, pot să rămân aici? Și domnule, noi avem atât de lucruri. Și zice, nu știu, în garul. Și domnule, pe acolo nu ai cu poezia. Nu te-am zis, dar nu ai stat cu poezia din nou. Și am domnule, și atunci am zis, un băiat. Nu te sălta din nou. Exact, poezia. Și e drept că soarta a fost să merg din nou la Nichita și am stat până dimineața și am stat la scriitor. La scriitor. Și mi-am gândit pe... Știi pe Fiorghin. Călugărul Fiorghin, prietenul Fiorghin, prieten cu Vasile Chinschi, care când a murit Vasile Chinschi, a venit la cimitirul din zonă de unde eu am fost cu fiul lui, cu Alexandru, am plecat pe la 11 noaptea din capela. Capela era în capela, era minus, nu știu câte jarde, nu știu. Că știu că am făcut o chestie urâtă atunci,
dăm niște vin, eu cu Alexandru Chieschi și cu săracul Vasile. Îi puneam, nu era frumos ce-am făcut, îi puneam vin, eram orice, n-am frică de morții, mai ales la unul pe care am venit, și puneam vin pe buze. Spuneam, noroc Vasile. Și după ce am plecat noi, cum a venit eu din, tocmai din Odorheiu, SP, nu știu unde, la capele și n-am putut să intru. Deci asta în jur, capele, toată noaptea. A zis, nu ești un preot. Deci, cred că e călugăr acum. Da, fiogin, așa o cheamă. Să trăiește ca un călugăr. Nu știu dacă este hirotonit, dar și-a impus să trăiască și o viață de călugăr, fără să fie călugăr. Parcă făcea și pictură sau într-o mare? Da, și pictură, ei știu că vine din Lima Sărabă. Bun, bref, am încheiat cu Nichita, deocamdată despre Vasile Chieschi. Mai târziu, haideți să vorbim și despre Vasile Mureșan, despre Univale. Vreți să o luăm cronologic? Ce-ai învățat de la atelier de la maestri și cu ce ești pe piață prima oară, să zicem? După 90, în diverse chestii de la cazinul Victoria Masului Mic și în alte locuri pe care bine să le puntezi tu că ți le știi mai bine. Nu, acum sigur, merită să puntez lucruri care au fost, să zicem, pentru activitatea mea ca artist importantă. Eu nu cred că te jenești de lucruri comerciale. Nu ești marele tenor de operă care se destinde ducându-se într-un bar și când în manele. Nu cred că... Primele vreme ale expoziției au fost în București, sigur că la îndemnul lui Mircea Nedelciu, prima mea expoziție a fost la Cartea Românească, acolo se puteau face expoziții unde Mircea Nedelciu și Florin Iau erau librari. Prin anul 1905. Acum nu știu că ești de depozit. După aceea, în același an, eu de altfel așa am venit din Bistrița Năsot cu o expoziție despre peisajul de la Ipotești, în care într-o vară am fost casat o lună de zile la Ipotești și am picat peisajul de acolo. Asta s-a întâmplat în anul 81-82. În 81 când am fost la Ipotești, pe urmă am făcut expoziție. Prima a fost la Bistrița, pe urmă a venit în București și am făcut la Cartea Românească, în vară, în perioada de 15 iunie, am făcut la Ateneu Român, maestru Bredicianu mi-a dat acordul și în rotunda Ateneului, în trei coloane, pe niște suporturi pe care le-am luat de la filatelie, eu am expus în jur de 20 de lucrări despre peisajul de la Ipotești. M-a prezentat atunci criticul Radio Onescu, așa că și prima mea expoziție la Ipotești. Și Radio Onescu, în rafinat. După aceea am avut, să zicem, prima mea expoziție în calitate de artist neprofesionist. După ce am terminat... Stai să le vorbim la telespectatori neprofesionist, în sensul că... Nu, eram cu studii superioare. Nu, nu, nu. Atunci am dat doctor la Academia de Arte, din casă. Asta se întâmplă la 86. Eu știu atât de bine din atelierul lui Chieschi, încât nu mai țin minte că erai aspirant sau student. Da, părea. Că într-adevăr acolo era ca o școală, unde... Era o școală particulară, de bun gust, care, de noroc că a tolerat-o miliția, securitatea, pe regimul, să zicem așa. Nu e gravă, vă mă tolera. Nu, că știi că ți-a tolerat, bă, pentru că acolo era evaziune fiscală. Era unii care își plătau. Nu se vedea din era problemă. Da, bă, se gândeau. Însă, Vasile a avut norocul că a avut mulți ce sunt fel de oameni care de pielea? Oameni care cumpărau lucrurile la noi și după aceea și medita copiii. Dar, bun, deci, Nădățiu era în atelierul lui Chieschi și în același timp era un donator. Nu era băgată în mișcarea aia numită Cântarea Românie, nu? Nu, eu am participat, știu să fiu la Cântarea Românie în primele ediții, am luat până și pe fază republicană, pe primul întâi, expus și așa. Da. Dar după aceea nu, după eu, pentru că prin anul 81, eu mi-am dat de gândit de la telefon, îmi lucram la telefon la Bistrița, a fost telefonist, electromecanic, și am vrut să fac pictură. Și sigur că atunci am luat așa, țara la talpă, adică am fost pe la Iași, Timișoara, Botoșani, Cluj, prin Lungan, prin Sibiu. După, cum să spun, ieșeam plein aer ca pictor la Ipotești, nu știu ce, spiritul lui Mihai Eminescu m-a pătruns atât de mult, încât m-am dorit să văd să cunosc țara.
Nu știu, deci cum ai prin... Domnule, stai de ce pe lașa în vreme, pentru că eu am făcut acel lucru. Păi da, și atunci am venit și am făcut... Din toate țările române. Am plecat, am făcut... Nu știu, că l-am făcut pe teatru, era suflet și... Am făcut să câștiga și un ban, avea și transportat. Făceam un fel de caiete de schițe. Un fel de caiete de schițe pe care anul acesta, adică anul trecut, eu mi-am reluat toate vechile mele schițe care n-am reușit să le fac, să le duc mai departe, să le împlinesc ca o lucrare aproape definită, ca peisaj. Și cu mare bucurie m-am uitat peste desene făcute în perioada când eram mai tânăr, când doream să cunosc lumea artei, să cunosc artiști, să văd lucruri, să văd muzei, să mă instruiesc, că instrucția nu înseamnă numai școală, numai studiul. Și sigur că după aia, prin anii 90, când am reușit să merg într-o lună de zile la Paris, unde deja altfel mi s-a deschis un alt orizont, unde acolo, să zic, văzând marile muzee. Când ai fost la Paris? Am fost în de vreo 3 ori, în 99. Să impunează, ajunge la Revoluție cu povestea că eu nu vorbesc de cumva expoziție. Deci a luat cea de la Ateneu, pe urmă a urmat de la Nicenie. Ce cum ai avut? Cea de la Nicenie? Nu, ce ai avut? Nu, mi-a cumpărat maestru Aurelian Octopopa trei lucrări și pentru un lucru foarte mult. Tamaratul a vrut să scrie atunci în revista Flacăra, însă, în perioada aceea, tovarășul a intrat în Academia Română, că făceau automat academician, și toată presa era ocupată cu această problemă. Și nu am avut șansă de, sigur, nu a durat decât o lună. Însă, țin de la venisaj a fost maestru Ioan Seliștoanu, Ioan Pasion, acum a fost oameni care... Și eu m-am bucurat într-un fel de... Și plus, mie mi-a dat, cum să spun, curaj de a merge mai departe. Și apoi am venit la Vasile în atelier, unde mă pregăteam pentru a da admitere la Academia, la Institutul de Arte Nicolae Grigorescu, așa se numește. Și, sigur, pe urmă la Vasile am stat 2 ani, unde, într-adevăr, am cunoscut multe lume artistică care veneau să iau dialogul, da? Foarte, cum se zice, produce pe urmă artă extraordinară. Și școală, zice la școală se vorbea. Da, da, era, cum să spun, era ca o, aproape ca un cantonament sportiv de artiști. Pentru că noi, fiecare dimineață, făceam o oră și ceva crochiuri. Eu, de altfel, m-am dus acolo pentru că aveam nevoie de a face crochiuri. Că nu aveam unde, nu scoza de lumea, așa, hai să spun. Și acolo, pentru crochiuri, trebuie să faci nud. Și atunci aveai, de multe ori, pozam noi între noi nud și făceam crochiuri și de atunci încă mai am crochiuri, am câteva crochiuri foarte bune. Era un exercițiu care pentru că... Eu mă gândeam chiar niște seri ar fi înscrit când, nu mai știu dacă înainte de vreo zi sau de patru că înainte. Atunci era foarte frumos. Când am avut concert a Aureliana Tafopa. Și eu că am venit a Aureliana. Și concert de... Harpa, mai ținut era... Ioan Ivan Roncea. Era Roncea cu o elevă de-a lui, de-a lui Roncea, dar care era și elevă pe Luchinschi la pictură. Și a zis, adu-l pe Roncea aici. Îi ținut că aveam copilul mic, avea 3 ani și eu aici. E clar că dacă avea 3 ani și eu, era înainte de Revoluție. Păi nu am niște poate de ziua. Eu am zis, și a vrut să văd care era reacția copilului la altă, la zasa la harpă. Și sigur că el a început cu niște chestii costoase și chestii grele și a terminat-o mai ușor, mai pa-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 
de le știe toată lumea și place la toți. Și l-a zis cu filmul, tata ți-a plăcut ce ce? Nu foarte. Vede că zic, bă, uite, reacția la altă, copilul a avut o reacție la altă. Dar erau, țin minte că Cezar Ivanus a ținut cenacul după Revoluție și Moșcetul Moșcuca Sfântației scriitorilor aia pe care vreau să facă Cezar. Tu veneai, cele mai frumoase revelioane acolo se făceau, pentru că era spațiu super. Dar tu odată ai venit, a fost invitată doamna Aura la Brăzice. Ce zicea, bine? Vreau să spun că mi-a rămas așa, așa mai impresionat. Nu era revelioane, era nu știu. Ce spune ce a fost botez? Era botezul oficial, care a fost botezată, nu am mai chifos, de Aura Brăzicea. Care Aura Brăzicea de atunci n-a mai văzut-o pe fica mea,
Niciodată. Aveam nevoie de un spectacol să opune, pe care vrea să-l exporte în Canada, să arate soțul ei moralitatea în care trăia ea și faptul că ea se comporta ca o feministă. Lucru care nu era adevărat, dar nu e treaba mea asta. Ai atunci a fost impresionat. Da, dar sigur, e mare artist, este atunci în contextul oricum de care așa nu e. În foarte multe lume veneau atunci la Vasile, nu știu ce. Vă țin minte că a fost odată o seară care era și Florian Pitiș, voi care erați vecini. Tot la botez, a fost, dar ca în pozele de la botez, dar au mai fost câteva zile. Nu mi-a fost greu să-l apropie, deși erau la distanța atelierului, să răpăsatul Vasile, de casa răpăsatului Pitiș, erau la o distanță de 30 de metri, pe care Victorii, de la bloc până la atelier. Ei, acolo, mi-a fost foarte greu să-l apropie pe Pitiș, am fost emoționat când i-am apropiat de Vasile, pentru că Vasile era un clasicist. Vasile mi se părea că l-am dat închistat în punctul de vedere, zice, iar Pitiș era un ultramodernist și m-a speriat atunci ciornirea dintre ei. Când colo, prima chestie, i-a pus un concert Rolling Stones, l-am dus pe Vasile la Pitiș, i-a pus un concert Rolling Stones la video și Vasile a rămas înmărmurit de ceea ce se poate întâmpla într-o sală de muzică rock în care nu călcase. Practic, și unul să facă o expoziție. Sigur, eu visez această lucrare cântat. Nu știu ce nu ar ajuta. Aș face la sala tare, să umplu tot sala tare. Pe lângă asta, eu nu am un artist vizual. De exemplu, am scriitor, muzician, actor. Pentru că în ultimul timp, eu fac un fel de o memorie colectivă, să zicem, a spațiului cultural. Dar ce faci tu? Îți practic sistemul asta, pentru că ar fi bolta creierului tău, în care, ca prin computer, ai depozitat imagini de prieteni. De eu am văzut că am văzut sistemul acolo și spune-mi, oare eu, că tu mi-ai spus, de aici. Oare unde sunt? Și m-am tot căutat. Și am descoperit atâția, până să mă găsesc pe mine însuși. Să creau un ecou de memorie, pentru că am avut de perete. Deja, la un moment dat, maestru Sălișteam, după ce a văzut, zice, Doamne, mai am un pic în avoare, și zice, ce bine că, așa, utopic, am văzut pe toți încă o dată. Dar când zic acum, am de la stația finală. Că tot am vorbit în emisiunea asta, mai despre gări finale. Gândiți-vă că e doctor mai mult cât am făcut acolo și pe mine m-a motivat, zilnic lucrez. Câteodată, când sunt vremuri proaste, cum a fost să zicem anul trecut, când ai plătit gaz, curent, nu știu ce și nu știi că nimeni te ajută, când te gândești că Muzeul de Artă Contemporană nici măcar nu-ți dă atenție, să zică, domnule, da, asta e lucrare pentru un Muzeu de Artă Contemporană, cum colegul nostru, Cornelio Stahi, la un moment dat, spunea undeva. Ce faci că? Sigur că eu, probabil la 80 de ani, că până atunci o să continui așa ca un berbec ce sunt, o să donez, cum să zic, cu toată cea Academiei, dar să fie revăzută după 50 de ani, probabil. Am înțeles. Acum, haide să ne lăsăm de chestie. Asta, faptul că tu îmi duc aparatul după tine, și mai ales au avut și camera de la vederii mele de ani de zile și le folosești nu cum? Care nu mai am. Da, nu știu asta, dar o folosesc ani de zile nu ca un amator, ci cu un scop bine definit. Chestia care contravine narcisismului, am văzut o chestie de un țărănist, de un prost gust țărănist, când zic zilnizalist, că țărănii, să nu obi. Personajul ăla din Dallas, celălalt, nu știu cum îl cheamă, ca actor, când a venit toată la invitat public, în Nescu, la emisiunea, dacă nu mă știu, cineva l-a invitat și el a păduse camera asta de la vedere de mână, la micuță, Helcam, cum dracu se numește. Și tot interviul lui cu respectivul l-a filmat, se filma pe sine și l-a cu mâna sus. Știi că avea și ecranul, display-ul, de data așa și în controlat și el a intervenit și s-a autofilmat. Mi s-a părut asta de un realism american. Nu, 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 nu
și începe să plasmeze salvare tot satul, să lasă tot scânii, ca trecut Morlanul cu Gibanul. Așa și asta, spopocul cu tine, așa. Nu, 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 spune mie mai mult, iertă-mă. Spațiul public au occidental, da. Spațiul occidental au cultura, imaginea au cultura documentarizării, să nu uităm și de ele. Pentru că noi am fost domnitori așa. Știți ce mult m-aș fi bucurat să am în multe, să zicem, poze din nu știu ce perioadă? Nu prea am, pentru că n-am... Nu cunoșteam de Maestru Corneliu Barba și nu am o fotografie cu dânsul. Și, sigur, mi-a ideea să mă venit când am dat seama că generațiile nu se cunosc. Și atunci am zis ceva. Apropo de asta, eu am stat de vorbă, o jumătate de oră, chiar la nici nu v-am spart din cultură, la domnule, cu Maria Pele, cu Pele. Și noi mi-am dat seama că eram atât de fericit, încât am uitat să rog pe colegul meu, că eram cu Gabi Graul de la televiziunea română, era atunci, să mă fotografieze și pe mine la telepoză. Dar, mă, când spun asta, bine, că eu nu mă doar cu pe cine mă mai pe. Vreau să nu mă gândesc cu pe pe nici ca un ordinar. Pentru că n-am propo. Mai avem 5 minute. Totuși, am învățat atât de multe chestii, chiar mă dat nu numai pe el, chiar ca mulți mulți s-au adunat pe jos, din păcate pentru noi, iată că noi le supraviețuim. E bine că ne invocăm. Ceea ce, sigur că da, ceea ce ai uitat tu din modestia ta adevărească este să mă vorbești și despre tine, a ta. În 4 minute. Fac pictură, expun la... Pentru că tu ai avut succesul cu Sixtina, zice, în ultimul succes, pe care atât tu vorbești. Mama asta te duce, să nu asta ești tu, să nu asta ești numai tu. Poate să șase, nu, sigur, asta deja a devenit o provocare, cum se zice, un critic de artă, contemporan, Adrian Guță, și domnule, pare de iubirea vieții tale. Eu am mers în paralel cu această decalchire după plafonul Sixtin, în care am făcut Sixtin 0, pretinde la Sixtina și kilometru 0, unde făceam intervenții în spațiu la kilometru 0 și unde au fost câteva expoziții pe care le-am făcut în București, la Bistrița, și urmează luna viitoare la Monaco, într-o galerie, cu 15 lucrări de mari dimensiuni după plafonul Sixtin. Însă fac pictură de șevalet și pe teme, să zicem, tradițional, obiect tradițional, dar și... Semeni cu Vasilicuzi, pentru că am găsit câțiva care și acum pictează Ana Maria. Eu m-am ferit și atunci, dar știi că nu, ai o lucrare în natură statică cu un fazan, care e foarte frumoasă, am văzut-o de așa și tu știi câte atunci nu avea. Eu mi-e plăcea pictura spontană, ceea ce Vasile nu cultiva zona asta. Eu am să știi, mi-a să amintești de asta, am aproape o generație întreagă de voi când erați copii la Vasile, da? Cu aparele și le-am acasă. Și acum vă știu pe toți, nu știu de atât. Nu știu de ajuns, și atunci am venit de bine, frate. Continuă despre... Deci a fost prins din pictură de doamne, de la 200 de ani. E o profesie frumoasă, o profesie bogată, dar o profesie care are, cum să spun, și momentele dificile, că atunci când faci pictură de cercetare, nu ai cineva care să sporească, să da mai mult apă la moară, să zicem. Că de multe ori, cum să spun, ai câteodată vise splendide, duci până la jumătate sau un pic mai târziu și nu ajungi să le finalizezi, pentru că apar tot fel de momente în astea, în care nu mai... Apar niște momente pe care le-aș numi clopoțelul crizei. Clopoțelul crizei sună, pentru mulți dintre noi va suna mortal. La modul, hai să zicem, nu neapărat letal, mortal, mortal ca metaforă. Pentru că în criză, arta, în general, moare, rămâne maneaua culturală, pentru că nimeni nu mai cumpără sau nu mai are psihicul. Că de aici este totul. Nu este psihică să mai poată face ceva. În două vorbe, pentru că s-a contaminat timpul, răspundem. Ai să răspunzi ceva la asta sau dacă nu? Cultura și în general asta e ca un fel de speranță pentru om. Om vrea să... Și speranță mai mult. Să comunice posterității. Da. Și speranță mai mult. Asta nu știu tare, nu-ți poți tăia mâna că nu vreau să comunice. Dar nici pictată.